Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și mă bucur că sunt astăzi aici cu dumneavoastră. Aș vrea un pic să știu câți dintre dumneavoastră au intrat măcar o singură dată pe site-ul Londra Evanghelică. Ok, mulțumesc. Este un site care a fost construit cu multă vreme în urmă. Este așa muribund la ora actuală pentru că dacă bisericile nu trimit informații, noi nu le putem urca pe site. Daniel mi-a zis, le-a spus așa că sunt un fel de pentecostal baptist împreună și probabil că în mintea multora e așa un pic de varză, dar varza e bună, e bună pentru cură. Sunt ordinat în biserica sau am fost ordinat la Biserica Pentecostală, sunt pentecostal și ne-am dus acolo unde Dumnezeu ne-a chemat într-o biserică baptistă și trebuie să ascultăm de ceea ce te cheamă Dumnezeu. Le-am spus păstorilor de acolo, eu sunt pentecostal, o să fiu un pentecostal undercover în Biserica Baptistă. Și ei au spus, nu, 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 dacă ai daruri, orice daruri ai, folosește-le, folosește-le. Noi suntem o biserică foarte deschisă pentru asta. Și trebuie să vă spun acum, și eu ca și Pavel, că în fiecare duminică eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Biserica pe care o păstoresc este o biserică englezească. Un verset vreau să vă las, la care să vă gândiți, la care să ne gândim împreună. Dacă îl mai găsesc. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Este bine din când în când să ne analizăm, să vedem dacă gândurile pe care noi le mai avem astăzi sunt într-adevăr gânduri care pot fi robi ale lui Hristos. Haideți să începem de acum și pentru că este un îndemn la rugăciune, să avem o rugăciune în care să-i cerem Duhului Sfânt să facă o analiză în viața noastră, să-i cerem Duhului Sfânt să spună, să ne arate lucrurile, gândurile care nu sunt încă roabe ale lui Hristos și gândurile care ne însuflețesc în fiecare zi să poată să fie într-adevăr de la El. Vă invit să vă ridicați și să ne rugăm împreună.